bun venit la o nouă meditație din cuvânt, ca să fim păziți de rău. Credincios este Domnul. El vă va întări și vă va păzi de cel rău. În viața copiilor lui Dumnezeu este descoperită binecuvântarea slujirii Domnului, iar în viața acelora care nu respectă poruncile sale este descoperit opusul. Linia de separare este clară. Toți aceia care ascultă poruncile lui Dumnezeu sunt păziți prin puterea sa uimitoare în mijlocul influențelor corupătoare ale călcătorilor legii sale. De la cel mai umil supus și până la cele mai înalte poziții de răspundere, toți sunt păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credința care duce la mântuire.